Binecuvântat să fie Domnul. Amin. Înainte să intru în mesajul care vreau să aduc din partea Domnului dimineața aceasta, vreau să spun că atunci când Domnul Iisus a atins de acel bolnav, atunci când i-a vorbit acelui bolnav, erau mai mulți oameni acolo care îl ascultau. O parte erau cărturari, cu toate că scrie Biblia că era în buzeală mare în Marcu și în Luca, erau foarte mulți oameni acolo, erau cărturari printre ei. Altă parte erau farisei și altă parte erau niște oameni simpli, oameni obișnuiți. Ce făcea diferența între ei erau două categorii de oameni. O categorie de oameni care au venit acolo să vadă ce zice Iisus, să vadă, să prindă cumva cu o întrebare. Nu au venit cu o inimă sinceră, pură și curată înaintea Domnului. Au venit acolo așa, ca să vadă ce se întâmplă, să vadă ce noutăți mai sunt, să mai tachineze sau să facă altceva. Și erau o parte de oameni simpli, care vreau să audă cuvântul lui Dumnezeu. Așa ca în dimineața aceasta să fim acea categorie de oameni care doresc din toată inima lor și să zicem, Doamne, te rog, vorbește și mie dimineața aceasta. Și să plec acasă, Doamne, mai plin de credință, mai plin de încredere în Tine, gata să stau în picioare împotriva oricărui atac vrăjmaș care va veni. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Amin. Cuvântul Domnului, care s-a citit, ne vorbește despre un slăbănog. Sau, cu alte cuvinte, un om care era paralizat, probabil de picioare, sau de tot trupul, nu știu sigur, era slăbănog. Paralizat, nu putea să meargă. De ce era paralizat? Poate că am zice că nu știm. Dar din cuvintele Domnului Iisus Hristos și cum îi se adresează, găsim că era paralizat din cauza păcatului lui. Dumnezeu a trimis această boală cumplită peste el. Să nu poți să te miști, să nu poți să mergi, să nu poți să fugi. De ce? Domnul Iisus îi se adresează, păcatele sunt iertate. Aș vrea să spun un lucru simplu. Este cauză și este efect. Domnul Iisus Hristos nu s-a ocupat direct să-l vindece. Când s-a prezentat înaintea Domnului, adus de acele patru persoane pe un pat, probabil că a fost transportat pe o targă. Alții cred că pe un cearcea a fost pus de patru colțuri sau pe o targă, nu știm sigur pe ce a fost dus. Important e că a fost dus pe ceva înaintea Domnului. Dar problema e că Domnul Iisus nu s-a ocupat să zică să-l vindece direct pe omul acesta. El s-a ocupat de partea lui spirituală. Ceea ce mă face să cred că, cum i-a zis Domnul, păcatele sunt iertate. Boala a venit din cauza păcatului. Și sunt boli care vin în fața noastră, în viața noastră, sau probleme care vin din cauza păcatului. Iisus putea să zică, ia un avocat mic dacă te doare capul. Nu cum se întâmplă în ziua de astăzi. Mă doare capul, mă doare piciorul, mă doare mâna. Nici o problemă, ia un avocat mic. Și suprimează pentru un moment durerea, dar durerea e tot în corp, boala e tot acolo și nu se întâmplă nimic. Numai nicio ameliorare. De fapt, numai o anulare pentru un moment a durerii. Iisus merge în profunzime. Dar ce mai ușor să zic? Oamenii aceștia nu cunoșteau pe Domnul Iisus ca Dumnezeu, cărturarii și fariseii, pentru că când audă asemenea cuvinte, se naște o întrebare. Dar cine este ăsta? Singur Dumnezeu iartă păcatele. Și gândeau în mintea lor, arătând Iisus că este Dumnezeu, arătând că este Dumnezeu, cunoscându-le gândurile, îi întreabă, ce este mai ușor a zice? Păcatele îți sunt iertate? Sau zice, scoală-te, ridică și umblă. E, cu alte cuvinte, ce mai ușor? Să duci pe umeri 100 de tone sau să duci pe umerii tăi 120 de tone? Oricare dintre amândouă variante erau imposibile pentru un om. Și atunci Iisus Hristos, arătând că le cunoștea gândurile, arătând că este Dumnezeu care are putere să ierte păcatele și care toată de putere să vindece păcatele, zice, scoală-te, ridică statul și umblă. Slăvit să fie Domnul. Aș vrea să vă zic un lucru. Când trecem prin încercare, că e boală, că e încercare cu locul de muncă, că e încercare cu copiii,
pe încercare cu soția sau cu soțul, pe o încercare în familia și în viața noastră, să venim la Domnul Iisus Hristos. Un lucru important de observat aici, când au venit cu acest slăbănoc la Domnul Iisus Hristos, în Luca și Marcu, zice că l-au coborât în jos, deci au încercat să intre. E trist când vezi că mulțimea care era adunată acolo și era doritoare după cuvântul Domnului, foarte trist, doritoare după cuvântul Domnului, vede un om în suferință, știe că dacă ajunge în față la Iisus, poate să aibă parte de vindecare. Și nu, tu nu ești important, tu stai acolo. Tu nu ești important. Important sunt eu să aud cuvântul Domnului. Insensibil la suferința umană. Dar vreau să spun, Domnul Iisus Hristos n-a fost niciodată insensibil la suferința noastră. Slăvit să fie Domnul. Când au coborât în fața Domnului Iisus Hristos în acoperiș, nu știu cum era construită casa aceea, în orice caz, nu era fier, beton acolo și betoane. Poate că au luat câteva scânduri sau cum era cumva așezat și au lăsat direct acolo unde era adunat Domnul Iisus, nu știu. Când au coborât prin acoperiș, eu zic Domnul Iisus, dă-te la o parte, trebuie să-mi termin predica, că mi-am câteva puncte în predica mea. Vreau să spun, de fiecare dată, în fiecare caz, când citim în Biblie, când a venit un om în suferință, un om care avea o problemă și o durere în sufletul lui, Domnul Iisus Hristos s-a oprit din drum. Chiar dacă toată avem impresia că Iisus i-a tachinat, să le vadă credința, gândiți-vă la oricum Bartimeu. Domnul Iisus Hristos trece, plecat din Ierihon și trece pe drumul acela și acolo era un om. A auzit că trece Domnul Iisus Hristos. Și când, probabil că deja trecuse, când a auzit că este Iisus, a început să strige. Domnul zice, taci din gură, taci din gură, tot mai tare, tot mai tare. A trecut Domnul Iisus insensibil, vă întreb pe dumneavoastră. Ascultați-mă ce vă spun în seara, în dimineața aceasta. Domnul Iisus nu trece pe lângă un om care suferă și care îl cheamă din toată inima lui, slăvit să fie Domnul. Dar ce vrea să vadă Domnul Iisus Hristos când eu vin la El? Foarte important. Lucrul acesta e unul dintre cele mai importante lucruri. Poate că mi s-a întâmplat de multe ori să mă duc în rugăciune la Domnul Iisus să zic, problema mea. Și Domnul Iisus să nu mă asculte. Sau poate fi un alt răspuns să fie, să nu fie momentul vindecării sau ascultării rugăciunii. Dar știți ce? Vreau să vă spun un lucru esențial cu care să plecăm acasă. Când mă duc înaintea Domnului Iisus Hristos, Domnul Iisus de fiecare dată, și o dau câteva exemple din Scriptură, vrea să vadă un lucru în viața mea. Știți ce vrea să vadă? Ce vrea să vadă? Ce dumneavoastră? Cum? Credința! Slăvit să fie Domnul! Aici, în cazul acesta, zice, când le-a văzut Iisus credința, slăvit să fie Domnul! Deci Domnul Iisus Hristos, când vine rugăciune, când vine înaintea Domnului cu o problemă, primul lucru care vrea să-l vadă este credința. În Marcu 2 cu 5, e vorba de același caz, zice așa despre omul ăsta, când le-a văzut Iisus credința la cei patru, a zis slăbănogului, fiule, păcatele îți sunt iertate, și apoi vorbește și lui. Și omul acesta avea credință. Dar o să vedem mai târziu lucrul acesta. Vreau să spun, când vii înaintea Domnului, trebuie să vii cu credință. Dacă nu, să știți că venim de 10 de ori și nu se întâmplă nimic. În Marcu 9 cu 22 la 24, am vorbit de curând din textul ăsta, dar nu o să menționez și am vorbit atunci, dar vreau să scot un aspect care atunci nu l-am menționat. E vorba despre un copil. Despre un tată care suferea cumplit. Avea un copil bolnav, un copil îndrăcit. Și după aceea chimia și trântea pe copil la pământ și avea mare suferință părintele din pricina copilului său. Și versetul 22. Hai să citim Marcu 9 cu 22. De multe ori Duhul l-a aruncat când în foc, când în apă ca să-l omoare. Și tatăl vine înaintea Domnului și zice, dar dacă poți face ceva, zicea tatăl, fie-ți milă de noi și ajută-ne. Iisus i-a răspuns, tu zici, dacă poți. Observați, omul acesta se prezintă cu copilul lui înaintea Domnului. S-a prezentat și a așteptat ceva de la Domnul Iisus. Avea așteptări. Cum așa, cum avem și ne așteptări de fiecare dată. Și Domnul Iisus îi zice, tu zici, dacă poți. Ce vrea să zică Domnul Iisus aici? Tu zici, dacă poți. Deci, Domnul, mai departe, toate lucrurile sunt cu putință cui? Celui ce se îndoiește,
celui care are tot felul de alternative. Păi dacă nu e așa, o să fac așa. Dacă nu e așa, o să fie altfel. Dacă poți. Îndată tatăl copilului a strigat cu lacrimi. Cred, Doamne, ajută necredinței noastre, mele, zice. Așa mă rog și eu de multe ori. Câteodată avem nevoie să facem rugăciunea aceasta. Doamne, parcă în cazul acesta n-am suficientă credință, dar ar trebui să ne punem toată încrederea și toată nădejdea noastră în Dumnezeu. Că dacă crezi, să știi că Dumnezeu lucrează, slăvit să fie Domnul. Domnul să ne ajute să credem. În Marcu 4:40 spune cuvântul Domnului că ucenicii erau pe mare, era furtună mare. Domnul Iisus Hristos dormea acolo la căpătâi. Ucenicii l-au sculat, speriați, plini de frică. Și au zis, Învățătorule, nu-ți pasă că pierim? Care a fost răspunsul Domnului Iisus? Puțin credincioșilor. De ce sunteți așa fricoși? Tot n-aveți credință? Puțin credincioșilor. Frații mei, e foarte important când vii la Domnul Iisus. Unul de cele mai importante lucruri. Să vii să-ți vezi necazul tău. Să spui problema ta. Dar crede că El se implică. Crede că El se lucrează. Că El lucrează. Slăvit să fie Domnul. Pe cine ne bazăm credința noastră? E un lucru foarte important. Iisus le-a văzut credința. Vreau să spun în Ioan 11:25 acolo, Lazar, prietenul lui, era bolnav și Domnul Iisus Hristos a întârziat special să se ducă să-l vindece pe Lazar, pentru că vrea să facă o minune cum Maria și Marta, surorile lui, nu se așteptau și când merge Domnul Iisus Hristos, se întâlnește prima dată cu Marta. Marta, așa cum parcă o știm noi, ea cu treabă multe era pe afară. Maria era în casă și plângea, erau iudei acolo și toții somânghe pentru moartea fratelui ei. Iisus se întâlnește cu Maria și vorbește cu Maria și Maria, așa parcă frustrată, supărată, zice, Doamne, dacă erai aici, lasă, fratele meu, nu murea. Zice, dar și acum știu că dacă vei cere de la Dumnezeu, orice vei cere, versetul 2, Dumnezeu îți va da. Și îi zice, Domnul Iisus are o discuție cu ea, observați, vede credință la femeia asta. Zice, fratele tău va învia. Ea zice, da, știu că va învia la învierea de apoi. Și Iisus zice, eu sunt, fiți atenți, eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar muri, va trăi. În cine îmi pun încrederea? În Iisus? Numai în El sau încă în două, trei persoane? Imediat zic, dacă fac rugăciune și zic, Doamne, dacă Tu nu mă asculți în rugăciunea mea cu privire la problema care am, atunci eu o să mă duc la cutare și o să fac așa, dacă nu o să încerci la cutare. Și fără credință, rugăciune, fără credință, rugăciune de genul acesta, cunoașteți că eu am făcut. Mergem înaintea Domnului și nu se întâmplă nimic și automat cum i-am să rugăciune, Doamne, apelăm la varianta a doua, apelăm la varianta a treia și nu rămânem pe prima variantă. Când trebuie să rămânem pe prima variantă, Domnul să ne dea înțelepciune și să cunoaștem voia Domnului și să credem voia Domnului de plin în viața noastră. Și apoi continui discuția, iese Maria afară, Marta merge la Maria și zice, a venit Domnul, a venit Iisus. Și Maria, supărată, frustrată, și zice, Doamne, dacă era aici, n-ar fi murit fratele meu. Iisus când vede durerea și suferința Mariei și cum plângeau toți care erau cu ele acolo, plânge și Domnul Iisus. Merge la groapă, iudeii merg și ei la groapă. Zice cuvântul Domnului, se gândeau că Maria merge să plângă la groapă. Și acolo la groapă, Domnul Iisus, dați piatra la o parte. Marta care vorbise cu ea și a arătat un pic de credință, care a zis, iar Marta zice, cred că ești Fiul lui Dumnezeu în prima afirmație, în prima discuție cu Domnul Iisus. Tu ești Fiul lui Dumnezeu, cel primit de Dumnezeu. Și zice, Doamne, dar e mor și miroase greu. Dar zice Domnul Iisus, dar nu ți-am zis? Frații mei, ce învățăm de aici? Învățăm că când suntem în probleme, nu trebuie să ne îndoim. Versetul 39. Dați piatra la o parte, a zis Iisus. Marta, sora mortului, a zis, Doamne, miroase greu că este mort de 4 zile. Iisus i-a zis, nu ți-am spus
că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? Doamne, vrem să vedem slava Ta în problemele noastre. Hai să ne rugăm Domnului în sensul acesta, dar să ne rugăm cu o credință care mută munții, așa cum ne-a învățat Domnul Iisus Hristos. Dacă ați avea credință cât un bob de muștar, a zice muntele acesta, ia-te de aici, aruncă-te mare. Doamne, dă-ne o astfel de credință. Amin. Vindecarea robului unui sutaș. Omul acesta vine la Domnul Iisus Hristos, nu era dintre evrei. Și Domnul Iisus Hristos se laudă pentru credința lui, avea o credință extraordinară și zice: Doamne, robul meu este bolnav. Fiți atenți, gloata aceasta nu l-a lăsat pe slăbănoc să ajungă la Domnul să fie vindecat, dar un străin din Israel avea milă pentru un rob care pe vremea aceea avea, putea să-l omoare, putea să facă ce vrea cu viața lui. Așa erau robii atunci. Se roagă pentru el Domnului. Și Domnul zice: o să vin să vinde. Și el îi zice: Doamne, nu-i nevoie să vin? Zice: zi numai un cuvânt și robul meu va fi vindecat. Că și eu sunt sub stăpânire și am și alții sub stăpânirea mea. Și el ascultă ordinele alții și are alții care dă ordine cu alte cuvinte. Și zice: zi un cuvânt. Și Domnul zice: nici în Israel nu am găsit o credință așa de mare. Credeți cuvântul Domnului? Un singur cuvânt a rostit Domnul: să fie lumină, și a fost lumină. Slăvit să fie Domnul. Un singur cuvânt a rostit Domnul: să se despartă apele de ape sau despărți. Slavă Domnului! Să ne rugăm Domnului cu credință în problema noastră. Doamne, zi un cuvânt și așa cum a zis robul, va fi de ajuns. Slăvit să fie Domnul! Și Dumnezeu a onorat credința lui și a vindecat, spune cuvântul Domnului, pe robul acela când, chiar în ceasul acela, mărire Domnului. Pot continua, sunt multe exemple în Scripturi despre doi ori, spune cuvântul Domnului, tot aici în Matei, că Domnul Iisus Hristos e strigat pe ai milă de noi, fiul lui David, și după ce a intrat în casă, orbi au venit la el și Iisus i-a zis: credeți că pot eu face lucrul acesta? Credeți voi? Care e primul lucru care vrea Domnul să-l vadă? Credință! Nu vrea numai să audă problema noastră, poate că a auzit-o de 10 de ori, dar n-a putut să lucreze. Așa cum zice că aici în textul acesta spune că s-a întors, fiți atenți. Ce s-a dus cu corabia, a trecut marea și în cetatea sa, în cetatea sa. Citim despre atât în alt loc în Scriptură despre Nazaret, că n-a putut să facă nicio minune, niciun semn, din pricina, ziceți-mi asta mai departe, a necredinței. De aceea mă rog Domnului pentru mine și pentru noi toți: Doamne, mărește-ne credința! Și când ne rugăm să credem, că ceea ce ne rugăm se și întâmplă. Și zice cuvântul Domnului că va avea loc. Slăvit să fie Domnul. Pe cine ne bazăm credința? Pe Domnul Iisus Hristos. Vă dau și un exemplu negativ. Vă dau exemple pozitive. Împăratul Saul a fost lepădat de Dumnezeu și s-a dus să întrebe pe Domnul. Și Domnul ce a făcut? I-a răspuns? Nu i-a răspuns. Dar nu a fost o problemă pentru el. De ce? Că mai avea alte variante. S-a dus la o ghicitoare, la o vrăjitoare, la o femeie care chema duhurile morților. Avea alte variante. De aceea zic, haideți când avem probleme să nu căutăm tot felul de variante. Care nu, mai ales care nu sunt după voia Domnului. Și să ne punem toată încrederea noastră în Domnul. Este Domnul singura soluție pentru noi? Domnul să lucreze. Amin. Ce vedem la oamenii aceștia? Oamenii aceștia au vrut să treacă cu slăbănogul acesta, să ajungă în casă, să-l prezinte înaintea Domnului Iisus și Domnul Iisus Hristos să-l vindece. N-au putut. N-au putut de mulțime. Nu erau români, dar erau inventivi. Nu erau români, foarte inventivi. Dar au văzut că nu pot trece sub nicio formă. Poate că s-au rugat, poate că au dat din coate, poate... Nu știu, eu când eram mic am prins cozile alea din România, era foarte, deci te aruncau din rând afară, era foarte greu. Nu știu, tinerii de aici dacă ar putea înțelege așa ceva. Dar mă gândesc ce îmbulzeală putea să fie acolo. S-au dus, s-au urcat pe acoperișul casei și l-au coborât înaintea Domnului Iisus Hristos. Aș vrea să avem o credință perseverentă. Ce înseamnă asta? O credință care nu se oprește la o rugăciune, nici la două și nici la trei, să zic, m-am rugat de trei ori ca Pavel. Pavel s-a rugat de trei ori, dar trei ori o primi răspuns, de ce nu i-a răspuns Domnul? Cu problema lui, cu boala lui.
Cuvântul Domnului ne învață și Domnul Iisus Hristos ne învață despre acea văduvă săracă. Că judecătorul era nedrept și eu zic Dumnezeu nu este nedrept. Și atât s-a prezentat, atât s-a dus, până când i-a făcut dreptate. Și care e concluzia? Nu va face Dumnezeu dreptatea aleșilor lui care strigă zi și noapte? Frații mei, va face. Dacă Dumnezeu nu a voit sau nu a găsit destulă credință sau nu a considerat atunci să lucreze sau așa cum vreau eu să lucrez. Frații mei, asta înseamnă că eu trebuie să rămân stabil, hotărât și ferm în credința mea. Înseamnă că eu nu trebuie să dau înapoi. Nu trebuie să mă uit la nimic. Un alt exemplu, David. David și Golia. Toți și copiii mici cunosc de David și Golia. Mai ales la copii, la Filip, am eu foarte mult îmi place istoria asta. Și ce e important acolo? Isai își trimite trei copii la luptă, tatăl lui David, și sunt acolo pe front, după aceea trimite și pe David să le ducă mâncare. Ajunge acolo și Golia s-a prezentat în fața oștirii, blasfemă pe Dumnezeu și așa mai departe, și David aude și stă de vorbă cu soldații. Și când aude, vede Eliab, fratele lui mai mare, David, că stă de vorbă cu soldații, imediat! Ce vrei? Ce vrei să auzi tu? Om mândru! Zice Eliab, îți cunosc răutatea inimii tale. Ai venit să vezi războiul. Frații mei, s-a uitat David la frații lui sau la Dumnezeu? Frații mei, trebuie să mergem înainte, indiferent, să rămânem perseverenți în credința noastră. Să fie o credință bună, nu mă refer la lucruri rele și negative. Și neghiobirea noastră, cum facem de multe ori. Dar lucruri bune și sănătoase și sfinte și care știm că e voia Domnului. Nu s-a uitat. Nu s-a uitat nici la frații lui, nu s-a uitat nici la uriașul acela, nici nu s-a uitat nici la Goliat, cât era de mare, el s-a uitat la un singur lucru. El vedea un singur lucru. El știa, să citea azi dimineață în psalm, nu? Despre cum este Dumnezeu. El îl cunoștea, chiar David o scris psalmul de azi dimineață, 145. El știa că Dumnezeu este bun, că se îndură, că dă ajutor. El știa, ăsta e Dumnezeul meu la care mă închin. Nu Dumnezeu mic. Zice, când a ieșit Goliat acolo în ziua aceea, toți soldații au luat-o la fugă din fața lui. Ce-a văzut David, un tânăr? Ce-a putut să vadă David? Frații mei, noi trebuie să vedem cu ochii lui Dumnezeu, să gândim cu gândul lui Dumnezeu. Domnul să ne insufle, să ne deschidă ochii și să avem gândul lui Dumnezeu în viața noastră. Amin. Frații mei, încă o imagine vreau să vă dau, o ilustrație, o întâmplare reală care s-a întâmplat a unui om. Avea o fetiță. O fetiță de 12 ani și era bolnavă. Și era un fruntaș asinagogic. Omul acesta a văzut că nu mai are nicio șansă de viață pentru fetița lui. Deci fetița lui era moartă. Mă gândesc să fie copilul meu și să fie de moarte. Omul acesta, în disperarea lui, s-a dus la Domnul Iisus Hristos. Și l-a rugat, l-a implorat să vină. S-a aruncat în fața lui. Domnul Iisus a zis, o să vin. N-a fost ca sutașul să zică, zi un cuvânt. Și în timp ce mergea spre casă, au venit niște oameni și au zis lui Iair, degeaba mai super pe învățătorul, că e prea târziu, petița ta a murit. Ar fi putut să plângă, să tăbălească acolo jos în plâns, să zică, e ok, s-a terminat totul, Doamne. Totuși a crezut. Și s-a dus Domnul Iisus Hristos acolo. Zice că când a ajuns acolo, Domnul Iisus a zis, fetița nu-i moartă, Doamne. Toți au început să râdă de sărbașul corească. Iair credea în Iisus. Credea că poate până acolo să învie morții. Vreau să spun, a răspuns Dumnezeu credinței lui. Slăvit să fie Domnul. I-a spus pe toți afară, pe toți oamenii care vedeau și băteau joc de lucrarea Dumnezeu și de ce se numește divin și sfânt. A oprit trei uceniți cu el, pe părinți și acolo Dumnezeu s-a atins de fetiță. Haleluia și-a înviat-o. Slăvit să fie Domnul. Pentru că avem un Dumnezeu care vindecă boalele, care potolește furtuna, care învie morții, care dă sănătate unui slăbănoc, care poate să se atingă de orice problemă, că e materială, că e spirituală, slăvit să fie Domnul. Vreau să spun, poate că am zice de slăbănocul acesta. Și așa cum vedem din textul acesta, au venit alții și l-au adus înaintea Domnului.
Și Iisus le-a văzut credința. Vreau să spun, slăbănogul ăsta, el însăși avea credință. Aici, în Marcu, Matei 9, zice, îndrăznește fiule, îi se adresează slăbănogului. De ce să îndrăznească? Pe ce bază? Pe baza celorlalți că au crezut că știau de Iisus că poate să vindece? Oare el n-a crezut? Zice, îndrăznește fiule, căci păcatele ți sunt iertate. Și mă gândesc că de multe ori se roagă biserica, se roagă păstorul, se roagă prezbiterii bisericii pentru cei bolnavi. Și de multe ori zicem, nu s-a întâmplat nimic. Și dacă i-ai întreba, lași să citesc întâi din Iacov și acolo să-mi continui ideea. Iacov 5:14. Este vreunul printre voi bolnav? Să cheme pe prezbiterii bisericii și să se roage pentru el după ce vă unge cu un de lemn în numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul va însănătoși și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a cel neprihănit. Amin. Și vin oamenii și zic, păi, m-am dus și eu la frații prezbite, mi-am făcut ungerea cu un de lemn și nu s-a întâmplat nimic. N-au avut credință. Frații mei, vreau să spun un lucru foarte important. Când vii înaintea Domnului să ceri vindecare, că vii tu singur în rugăciune, că vii prin prezbiterii bisericii și ei trebuie să aibă credință. Dar să nu crezi că tu te duci așa cum mine sunt și stai să ploaie din cer peste tine vindecare. Ascultați-mă, e biblic. Poate vezi ce spui ăsta, păi nu vezi slăbănogul acesta. A avut credință. Iisus i-a zis, scoală-te, ridică-ți patul și de acasă. În clipa aceea el a crezut, s-a sculat. Nu s-a dat acolo, păi să văd, nu simt nicio putere. A pornit. Frații mei, e important în orice moment al vieții noastre să avem credință. Domnul să ne dea credință adevărată. Și o credință personală. Nu numai credința bisericii, nu numai credința fraților. Trebuie și credința noastră în orice circunstanțe. Poate că aș vrea să mai zic un singur lucru. Să nu limităm pe Dumnezeu să lucreze cum vrem noi. Cum vrem noi. Dacă nu lucrează Dumnezeu așa, înseamnă că nu-i de la Domnul. Dacă nu lucrează, nu. Odată n-am înțeles de ce Domnul Iisus a făcut noroi, a pus pe ochii la doi ori și după ce că erau ori, îi trimite la scăldătoarea Siloamului. Nu o trimite tu doi ori la o scăldătoare. Nu? I-o trimis acolo. De ce nu i-o trimis la scăldătoare? De ce nu-i vindecat pe loc? De ce nu i-o deschis ochii pe loc? Măi, vor și-i trimis la scăldătoare. Păi cum merg ei până acolo, măi? Nu știu. Dar i-o trimis la scăldătoare. S-au dus la scăldătoare. De ce s-au dus la scăldătoare, mă întreb pe dumneavoastră? Credința, frații mei. S-au dus la scăldătoare, s-au spălat pe loc. Și spune cuvântul Domnului că au fost vindecați și au văzut bine. Lăuda să fie Domnul. Să nu limităm pe Dumnezeu la modele noastre, cum vrem noi. Altădată vorbește Biblia de Naaman. Și ultimul lucru care vreau să spun, Naaman la fel s-a dus să fie vindecat de prorocul Elisei și merge și zice, dar eu am crezut că... Și nu a fost cum a crezut el. Și l-a pus fernicii lui și s-a dus și s-a scufundat o dată, de două ori, de trei ori, de patru ori. Și a șapte ori a fost vindecat. Slăvit să fie Domnul. Vreau să spun și orice vindecare, și închei cu versetul 8. Când au văzut noroadele lucrul acesta, s-au înspăimântat și au slăvit pe Dumnezeu, care a dat oamenilor o astfel de putere. Amin. Orice lucrare, orice vindecare, orice predică, orice gând, orice face, să fie pentru slava lui Dumnezeu. Amin.